Restricțiile impuse de pandemie sunt eliminate începând de miercuri. Masca nu mai este obligatorie, restaurantele rămân deschise după ora 22, evenimentele se pot ține fără limite de participanți, iar certificatul verde nu mai este cerut la intrarea în magazine. Sibienii au cumpărat mii de fire de frezi, zambile și lalele. Le vor dărui femeilor dragi din viața lor. Prețurile florilor în acest an variază între 8 și 100 de lei pentru un aranjament. Un incendiu de proporții a avut loc în seara zilei de 6 martie, într-o localitate aflată la aproximativ 40 de kilometri distanță de Sibiu. Casa unei familii din Colun a fost mistuită de flăcări. Părinții și cei trei copilași au rămas pe drumuri și cer ajutorul sibienilor cu suflet mare pentru a putea ridica din nou casa. Este nevoie de alimente, haine, dar și de rechizite pentru copii, deoarece toate au ars în foc. De asemenea, părinții copiilor au nevoie de materiale de construcție pentru a putea construi locuința. Îi puteți ajuta.